Mâinile, bună ziua și bine ne revedem și în acest an în gara municipiului Roman, unde aniversăm un moment important din istoria României și ne bucurăm că astăzi avem alături de noi personalități importante din municipiul Roman și am să le mulțumesc pentru prezență. Voi începe cu veteranul nostru, domnul Iancu Wexler. Vă spunem bine ați venit și în acest an. La fel îl avem aici pe bine cunoscutul artist romașcan, domnul Zaharescu, care astăzi împlinește o vârstă venerabilă. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă spunem la mulți ani sănătate și, așa cum probabil știți, dumnealui este și cetățean de onoare al municipiului Roman începând cu acest an și autorul acestui bust al Vioricăi Agarici, pe care o comemorăm astăzi. Mulțumim pentru participare și domnului deputat Laurențiu Dan Leureanu, părintelui Roșu din arondismentul acesta. Mulțumim gazdei noastre, domnului Nicu Pascal, domnului șeful gării din municipiul Roman, persoanelor invitate, romașcani, bine ați venit la acest eveniment. Ne bucurăm de fiecare dată să aducem în memoria actuală actele de eroism pe care Viorica Agarici l-a făcut în perioada războiului, acelui de-al doilea război mondial, și aceste lucruri au rămas întipărite în memoria noastră și stârnesc emoții de fiecare dată. De aceea cred că este de datoria noastră ca mereu să-i aducem un omagiu pentru curajul pe care l-a avut, pentru determinarea și patriotismul de care a dat dovadă. Mereu încercăm să fim în acest moment împreună, să simțim emoția și să-i cinstim curajul și ceea ce a făcut pentru trenul morții, cum se numea, și a reușit să salveze vieți cu datorită curajului ei. De aceea, datoria administrației publice locale este să țină mereu în atenție această personalitate deosebită. Acum, permiteți-mi să face și un anunț important în acest moment. Am să-l rog acum să ne spună câteva cuvinte pe domnul deputat Laurențiu Dan Leureanu. Vă rog, domnule deputat. Da, vă mulțumesc, domnule primar, să rămână, bună ziua tuturor. Iată că în fiecare an suntem prezenți aici, din 2011, când a fost așezat acest bust, și mulțumesc și eu domnului artist plastic Florin Zaharescu, spunându-i și la mulți ani cu ocazia zilei aniversare. De asemenea, îl salut cu respect pe domnul profesor Wexler, o vechi prietenă, o veche cunoștință și un om care întotdeauna a cinstit, a fost prezent în comunitatea noastră, recunoscând întotdeauna adevăratele valori, un om care a păstrat scara ierarhică autentică. Părintele Roșu, un bun prieten și un bun colaborator tuturor celor prezenți aici, vă adresez mulțumiri și salutul meu. Despre Viorica Agarici s-a vorbit mult și se va vorbi mult și de aici încolo, pentru că este un exemplu de patriotism, de curaj. Un lucru despre care în ziua de azi se vede din ce în ce mai puțin. Sunt momente grele atunci când românii se adună, sunt împreună și sunt solidari. Iată, acesta a fost un moment foarte important în care actul de eroism, actul de curaj a dus la rezolvarea unor probleme în acele vremuri foarte grele, oprind acel tren a morții și reușind să salveze vieți prin a aduce alinare celor care se aflau în acel tren, alimente, apă, medicamente, îngrijire medicală. Este un exemplu, dacă vreți, de umanitate, este un exemplu de ceea ce înseamnă
bună, grija pentru semeni și nu putem decât să venim cu respect și pioșenie, amintindu-ne mereu de Viorica Agarici, un reprezentant de seamă al comunității noastre, de asemenea cetățean de onoare, pentru că într-adevăr a adus onoare și demnitate pentru comunitatea noastră, care sigur este recunoscută la nivel național și la nivel internațional. Vă felicit pe toți că suntem prezenți și nu lăsăm să se uite aceste momente care pot deveni învățăminte pentru cei mai tineri, pentru cei care cunosc mai puțin, și să desprindem de aici ideea de a fi solidari, de a fi implicați și de a fi atenți la tot ceea ce înseamnă un eventual pericol pentru comunitate, pentru națiune. A fi atenți și a preveni e mai simplu decât a interveni în momentele grele și cred că avem această datorie, învățând de la străbuni, să mergem mai departe cu recunoștință și cu învățăminte pentru cei care vor veni după noi. Sănătate multă, felicitări, omagiu pios adus Viorichei Agarici. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru cuvintele frumoase. Salutăm prezența, ca de fiecare dată, alături de noi la acest eveniment, reprezentanții Crucii Roșii din România. Bine ați venit! Haideți, vă rugăm! Care este liderul? Vă salut! Bună ziua și bine ați venit! Haideți! Poftiți! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Am să-l rog acum pe Părintele Roșu să ne transmită și dumnealui un mesaj de suflet. Părinte, vă rog. Doamne ajută tuturor, distinse domnule primar, distinse domnule deputat, distinse domnule profesor, distinse domnule artist plastic, Gara prin excelență este un loc al durerii și al tristeții. Octavian Paler scria în romanul lui Viața pe un peron că cel care trece odată în viața sa printr-o gară, lasă ceva acolo. Dacă orice gară ar putea să ne transmită amintirile lăsate peste timp, durerea, suferința și lacrimile de despărțire, fiecare gară ar scrie propria ei poveste. În gara municipiului Roman, vorbea noastră Moșatină, mai mult decât atâta, ar scrie suferința celor care au trecut, au plâns și au plecat din aceste rânduri ale șinilor paralele în rândurile veșniciei. Nimeni nu are dreptul, nu a avut și nu o să aibă, ca în numele unei divinități, a unui concept sau ideologii politice, să facă crimă. Astăzi comemorăm pe cei care au murit, cei care au suferit și cei care au fost deportați, pentru că s-au născut într-un timp istoric condus de cine nu a trebuit. Astfel ne-am adunat în glas de caldă rugăciune confesiuni din toate locurile țării. De aceea gândul nostru se ridică, capul nostru se pleacă, iar amintirea lor trebuie să fie permanentă și vie în sufletele noastre, indiferent de credință și de neam. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru mesajul de suflet și am să-l invit și pe domnul Zaharescu în acest moment să ne transmită un mesaj. Vă rog, domnul. Mulțumesc că am fost în gara asta, când eram copil, stăteam la București, dar bunicii erau aici. Așteptau la tren, mergeam cu trăsura până acasă. Și de multe ori bunica mea mi-a povestit despre Viorica Agarici, ce s-a întâmplat în această gară. Pe urmă am cunoscut-o când eram student, m-am întâlnit cu prințul Chica. Întâlneam deși odată, era ștea de vorbă cu doamna Agarici, care din păcate era un fel de cerșetor de vremea aia. Nu știu cine ar fi trebuit să aibă mai multă grijă de ea. Ce vreau să vă mai spun, că am folosit mai multe fotografii date de dr. Cozărescu pentru realizarea testului și din mai multe portrete am făcut asta.
Și aș vrea să vă mai reamintesc că există un film documentar, foarte bine făcut, de Silvia Mândășescu, care descrie toată povestea asta lui Gheorghe. Nu știu de ce, nu se dă la televiziune sau la televiziune locală în ziua asta. Ar fi pe larg făcut cu lux de amănunte și foarte bun documentar. Îmi pare bine că s-a reluat această manifestare, care mi se pare că a început-o doamna Iuliana. Eu am continuat, și domnul primar de Oreanu. Să facine Dumnezeu năravă. Da. Mulțumesc foarte mult. Domnul primar de Oreanu a fost la inaugurarea postului. Eu, în calitatea mea de nepoată și de cetățeană romană, primar care poate interregiu 655 din direcția București Nord, Crești Sud, Buzău, Focșani, Bacău, sosește la ora 11 și 18 minute la linia 1 și pleacă în direcția Pașcani, Dolhasca, Berești, Suceava. Da, în calitate de nepoată și cetățean al Romanului am fost invitată la dezvelirea bustului și am primit din partea lui așa această rugăminte de a continua evenimentul respectiv. Am realizat împreună cu doamna dr. Mândășescu, am fost în acel colectiv când am avut invitat și a fost o mulțumire a sufletului nostru pentru că a venit rabinul ce a făcut acea slujbă, o slujbă religioasă care nu se mai făcuse pentru cei ce au fost decedați, cei 300 de morți găsiți în acel tren. Eu spun ce spun de fiecare dată, după cum vedeți, istoria ne unește, ne unește pe toți, așa cum unește Crucea Roșie. În 2017, împreună cu fostul președinte, care din nefericire nu mai este răpus în perioada pandemiei, am inițiat și cu sprijinul prefecturii Neamț am primit acceptul să sărbătorim ziua Crucii Roșii, care este mâine 4 iulie, în Gara Roman, în data de 3, deoarece aici este un eveniment legat de eroismul voluntarilor de la Crucea Roșie. Revin la ce spune domnul Zaharescu, este trist, așa cum spunea Spiru Haret, cărțile de istorie nu prezintă evenimente legate de eroii noștri, legate de evenimentele noastre. Tinerii, copiii ar trebui să cunoască aceste lucruri. Asta ar trebui să fie un mesaj pentru toată lumea. Prin ceea ce au făcut voluntarii de la Crucea Roșie, noi am reușit să arătăm sufletul adevărat al românului, da? Care în momente de suferință dă dovadă de eroism, de sacrificiu și de civism. Domnul primar. Mulțumim, da. Mulțumim pentru cuvintele frumoase, pentru implicarea în decursul timpului, pentru comemorarea care o facem și astăzi și faptul că, așa cum ați spus, sunt alături de noi reprezentanții Crucii Roșii care fac acest lucru în fiecare an. Acum am să-l rog și pe domnul profesor Iancu Vexler să ne spună câteva cuvinte ca de fiecare dată. Vă rog pe eu. Mulțumesc! În primul rând vreau să aduc felicitări și mulțumiri domnului primar, ca reprezentant al conducerii municipiului, pentru că în fiecare an a instituit o sărbătoare, între ghilimele, comemorarea evenimentelor din 1941. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți acum aici la această tristă îndurerată adunare. Am fost copil în timpul Holocaustului, dar mi-aduc foarte bine aminte cele petrecute. Nu știam de trenul morții, nu știam ce așa, dar mai târziu, încetul cu încetul, mi-am făcut bagajul de cunoștințe complet. În urmă cu câțiva ani, un grup de intelectuali din Roma, într-o asociație fondată de domnul profesor Vasile Ursache, directorul muzeului de atunci, s-a făcut colectivul de comemorare a evenimentelor sale, care este o brodărică care a ajuns în toată Europa,
mulți m-au întrebat mai multe amănunte despre doamna Viorica Stricu. Am cunoscut-o, n-am vorbit cu ei, puțin minte în fața ochilor, totdeauna îmbrăcată în negru, care mergea înainte de 44 și după 44. Au fost relații bune cu toți românscanii, indiferent de naționalitate sau de religie. Avea o vorbă care a rămas pentru totdeauna. Crucea Roșie nu interesează etnia, nu interesează religia, interesează omenia. Și așa a făcut. A intervenit, acolo era foarte, foarte greu de intervenit și a deschis vagoane cu trenul morții în care se găseau evrei ieșeni, vinovați pentru faptul că s-au născut evrei. Și a fost un tren al morții, două au fost de fapt, unul a ajuns până la destinație Călăraș. S-a minunat doamna, s-a îngrozit și tot comitetul Crucii Roșii ce-au văzut atunci. Vii și morți, claie peste grămadă, în tot felul de amănunte care nu le mai pomenim și a reușit cu ajutorul comunității din Roman, cu ajutorul romașcanilor, cu ajutorul conducerii de atunci a orașului, să dea niște ceai, niște pâine, vârcăminte pe aici, pe acolo. Morții au fost dat jos de gară, în tegra Mircea, au fost adus aici, au fost dat jos și înmormântat în cimitirul evreiesc. An de an s-a comemorat evenimentele și totdeauna durerea a fost cumplită. Am închipuit ce a simțit doamna Viorica Agarici când a deschis vagonul în care se găsea un vestit profesor de matematică, fost la liceul Roman Vodă. Și de atunci a reușit să facă ceea ce a făcut. Și romașcani, neevrei, au fost în bune relații cu etnicii minoritari, nu numai evrei, cu ceilalți. Mergem prin școli, popularizăm acțiunea de atunci, evidențiem pe doamna Viorica Agarici, care merită pe deplin titlul de cetățean de onoare al Romanului. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ferească țara, să ferească poporul român de evenimente tragice, să dea Domnul să trăim în pace și bună înțelegere, să contribuim la dezvoltarea orașului, la dezvoltarea țării. Tuturor vă mulțumesc că participați aici și vă urez multă, multă sănătate. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim și noi pentru aceste cuvinte frumoase. Așadar, în încheiere o să depunem în sens comemorativ o jerbă de flori la bustul Vioricăi Agarici, mulțumindu-vă tuturor pentru participare. Dacă din partea Crucii Roșii doriți să transmiteți un mesaj. Fetele sunt prietele. Vă rog. Fetele sunt mai îndrăznești. În următoarele momente vă vom reprezenta niște informații despre Viorica Agarici și principii ale Crucii Roșii Române. Femeia care a oprit trenul morții. Destinul trist al Vioricăi Agarici, fică de boier, prigonită de comuniști. Viorica Agarici, șefa Crucii Roșii Romani, a avut curajul să oprească trenul morții, descendenta unei familii de boieri, școlită la Paris. Viorica Agarici este una dintre eroinele României. Ea și-a riscat viața atunci când s-a așezat în fața unui tren al morții, plin cu evrei, care fuseseră deportați din ea și urmau să ajungă la Călăraș. Întâmplarea cutremurătoare a avut loc pe 3 iulie 1941 în gara din Roma. Pentru curajul său, Viorica Agarici a fost declarată post-mortem de statul Israel drept între popoare, iar muzeul Yad Vashem din Ierusalim a fost plantat un arbore în memoria sa pe Alea Celor Drepți pentru salvarea în iulie 1941 a mii de evrei urcați în zilele pogromului de la Iași în trenurile morții, sub pretextul deportării spre lagărul de la Călăraș. Șef al Crucii Roșii din Roman, județul Neamț, Viorica Agarici a rămas în istoria evreilor prin gestul său de a se așeza în fața vagoanelor care transportau evrei deportați din Iași la Călăraș.
Viorica Agarici și surorile din subordinea ei au cerut soldaților germani să deschidă vagoanele pentru a putea acorda primul ajutor evreilor închiși. Și a ridicat apoi viața și zându-se în fața trenului și determinându-i pe soldați să deschidă ușile vagoanelor, reușind astfel să aporte îngrijiri oamenilor care se zbăteau printre piață și moarte. Vagoanele erau închise ermetic. Două trenuri ale morții în care au fost îmbarcați evrei și au început drumul dureros spre Muntenia în 30 iunie 1941, străbătând mai multe gări din Moldova. Condițiile în care s-a făcut transportul sunt greu de descris. Erau închise ermetic și păzite de trupe germane. Nimeni nu avea voie să se apropie de trenuri atunci când ajungeau în gări, să le dea apă sau să le deschidă pentru a lua aer. Din cauza mirosurilor cadavrelor și a mizeriei rezultate ca urmare a condițiilor inumane la care au fost supuși, aproximativ 2700 de evrei au murit de sufocare sau de sete, iar alții și-au pierdut mințile. O parte dintre ei au fost salvați în Gara Roman prin intervenția energică a președintei Crucii Roșii din Roman, Viorica Agarici. Viorica Agarici, numele de la naștere Viorica Maria Ecaterina Ana Vănescu, s-a născut la 24 februarie 1886 la București și a încetat din viață pe 18 februarie 1979. A fost o activistă pe tărâm social, feministă, filantrop, descendentă a familiei de boieri, patrioți liberali Văsescu și a îndeplinit funcția de președintă a filialei locale a Societății Naționale de Cruce Roșie din orașul Roma în timpul celui de-al doilea război mondial. Acum voi da microfonul colegilor mei ca să vă spună principii ale Crucii Roșii Române. 7 la număr sunt în total. Bună ziua, prima este independența. Mișcarea este independentă, auxiliare a autonomiilor publice în activitățile lor umanitare și supuse legilor care le guvernează țările, societățile naționale trebuie să-și păstreze o autonomie care să le permită să acționeze totdeauna numai cu principiul fundamental al mișcării. Deși societățile naționale sunt recunoscute de către guvernele lor ca fiind auxiliare a autorităților publice și se supun legilor din țările lor, ele trebuie să-și mențină autonomia pentru a putea în permanență să acționeze în conformitate cu principiile mișcării. Nici o organizație de Crucea Roșie nu poate accepta să fie subordonată unui partid politic sau să devină un instrument al politicii guvernamentale. Independența se referă și la relația cu donatorii sau sponsorii. De exemplu, nicio sumă de bani nu poate fi acceptată și din nicio sursă. Dacă cel care oferă acești bani Crucii Roșii pune condiția ca suma să fie folosită pentru o anumită categorie de persoane. Răniții de pe câmpurile de luptă, mișcarea internațională de Cruce Roșie și Feminină Roșie, sub aspectul său internațional și național, se așează să prevină și să aline suferințele oamenilor în orice împrejurare. Scopul său este acela de a proteja viața și sănătatea acestora și de a asigura respectarea ființei umane. Mișcarea promovează înțelegerea mutuală, prietenia, cooperarea și o pace durabilă între toate popoarele. Conform principiului umanității, o ființă umană aflată în suferință, oriunde s-ar afla, trebuie să fie ajutată, chiar dacă acest lucru este dificil de făcut. Scopul mișcării este de a proteja viața și sănătatea și de a asigura respectarea ființei umane. Pe timp de pace, protecția presupune în principal prevenirea bolilor, a dezastrelor și accidentelor sau înlăturarea efectelor acestora prin salvare de vieți omenești. De exemplu, prin pregătirea în domeniul acordării primului ajutor. Pe timp de război, protecția înseamnă asistarea celor protejați de dreptul umanitar. De exemplu, civilii, soldații, răniți sau prizonierii, în toate țările, actul guvernamental care recunoaște societatea națională prevede că aceasta este singura societate care își poate desfășura activitățile pe teritoriul acelei țări. Unicitatea societății este și una dintre condițiile pentru recunoașterea sa de către Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Al cincilea principiu este universalitatea. Mișcarea internațională de Cruce Roșie este Miruna Roșie, în cadrul căreia toate societățile naționale au drepturi egale și datoria de a se ajutora este universală. Suferința este universală, ea poate afecta pe oricine, de aceea și alinarea suferinței trebuie să aibă un caracter universal.
principiul universalității impune o responsabilitate colectivă din partea mișcării. Non-discriminarea în ceea ce privește naționalitatea, rasa, credințele religioase, apartenența socială sau opinia politică reprezintă o regulă care cere ca orice distincție între indivizi să fie ignorată, ca asistenta să fie acordată la fel și pentru prieteni și pentru inamici și ca unicul criteriu folosit să nu fie nevoia de ajutor. Ordinea care se acordă ajutorul disponibil trebuie să se corespundă cu urgență și cu dimensiunile problemei a care rezolvare se dorește. Mulțumim! Mulțumim și noi pentru precizările făcute și tuturor pentru participare, rugându-ne toți bunului Dumnezeu să ne țină sănătoși și în pace, pentru că vedem în vreme de război ce atrocități se pot întâmpla. Așadar, în final, vă rog să fiți alături de noi la depunerea unei jertfe comemorative. Mulțumim frumos! Haideți mai aproape să facem, ca să facem o poză cu toți. Haideți aici. Haideți doamne. Așa. Așa. Nu se vede. Așa. 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 Haideți mai. Hai.